This is always a difficult time of the day to be in class. This is always a difficult time to be in class. You have eaten lunch. You're a little bit tired. You've been sitting for a long time. The eyes want to just close. But I'm glad you're still here. We have kept the best to last. Cei mai bun la urmă. I'm very excited about this presentation today. Sunt foarte entuziasmat de această ultimă prezentare. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father in heaven, once again, we want to ask for your Spirit to come and fill our minds and hearts. Părinte Ceresc, ne dorim încă o dată ca Duhul Tău Sfânt să vină să umple inimile și mințile. May we hear what you say to us in your word. Fie ca să putem auzi ce ne transmiți prin cuvântul Tău. Jesus' name, amen. In numele lui Iisus, amin. Now, of course, the Great Commission is to take the gospel to the world. Marele nostru mandat este să ducem Evanghelia lumii. I want to talk for a few moments about the gospel. Vreau să vorbesc câteva momente despre Evanghelie. I'm sure there are many different aspects of the gospel that can be discussed. Sunt sigur că pot fi discutate multe aspecte ale Evangheliei. I want to look at just one aspect of the gospel. Dar vreau să ne uităm asupra uneia. An aspect that you see in just a few moments excites me. Un aspect pe care doar câteva momente îl vom vedea și care mă entuziasmează. I think it was a part of the gospel that excited the Apostle Paul. Cred că era o parte a Evangheliei care îl entuziasma și pe Apostolul Pavel. You see why in just a moment. Veți vedea imediat. In Matthew chapter 24 and verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations, then the end will come. Evanghelia aceasta împărăției va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. What has to be preached in all the world? Ce trebuie predicat în toată lumea? Jesus says the gospel. Iisus spune Evanghelia. Now if we look in Luke chapter 2 verse 10, dacă ne uităm în Luca 2, 10, we have the announcement of the birth of Christ. Amen. Bună vestire. We have the angels talking to the shepherds. Avem îngerii, îi găsim pe îngeri vorbind păstorilor. The angel says, "Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy." Nu vă temeți, spun îngerii, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie. It shall be for all people. Va fi pentru tot norodul. Revelation chapter 14 says the gospel goes to every nation, kindred, tongue and people. Apocalipsa capitolul 14 spune că Evanghelia este adresată oricărui neam, oricărei seminții și oricărui norod. For unto you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord. Pentru că în cetatea lui David i s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Now the two words in English, good tidings. Cuvintele care în engleză sunt spuse ca veste bună sau vești bune, come from the single Greek word. Ele traduc un singur cuvânt din limba greacă, which elsewhere in the Bible is translated as gospel. Care în altă parte este tradus ca evanghelie. So in other words, we can read, "Fear not, for behold, I bring you the gospel of great joy." Cu alte cuvinte, se spune, nu vă temeți căci noi vă aducem Evanghelia marii bucurii. Now, what does this verse tell us about the gospel? Ce ne spune acest verset despre Evanghelie? There are three points that I want to emphasize. Sunt trei aspecte pe care doresc să le subliniez. First of all, the gospel brings joy. În primul rând, Evanghelia aduce bucurie. The angel said, "I bring you good tidings of great joy." Îngerul spune, "Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie." Does the gospel bring you joy? Vă oferă dumneavoastră Evanghelia bucurie? Does the gospel excite you?
Vă entuziasmează Evanghelia? Does the gospel give you purpose and desire? Vă dă scop și vă umple de dorință? If it doesn't, dacă nu, then maybe we don't understand the gospel. Poate nu înțelegem vestea bună. Because yes, the gospel does bring joy. Pentru că într-adevăr Evanghelia aduce bucurie. When we understand the gospel, când o înțelegem, it brings great joy. Aduce mare bucurie. The gospel is for everyone. Evanghelia este pentru toți. It'll bring joy to everyone who understands it and receives it. Va aduce bucurie mare tuturor care o înțeleg și o primesc. And then thirdly, the gospel is a message of salvation. Și în final, Evanghelia transmite un mesaj al salvării. The gospel is about the Savior. Ea vorbește despre Cel care mântuiește. Who saves his people from their sins. Care își salvează poporul din păcatele sale. Now how does the gospel save people from sin? Cum salvează Evanghelia pe oameni din păcat? In Romans chapter 1 verse 16 Paul writes în Romani 1 cu 16 și 17 he says I am not ashamed of the gospel of Christ. Pavel spune mie nu mi este rușine cu Evanghelia lui Hristos. Then he adds a dimension of the gospel. Apoi adaugă o anumită dimensiune a Evangheliei. Notice Paul refers to the gospel as the power of God. Observați că Pavel se referă la Evanghelie ca fiind puterea lui Dumnezeu. The gospel is number one, the power of God unto salvation. Ea este în primul rând puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. And how is this power exercised? Și cum se exercită această putere? It's exercised for our salvation. Este exercitată pentru mântuirea noastră. The result is that the power of God is manifest in the righteousness of God. Rezultatul este că puterea lui Dumnezeu se manifestă în dreptatea sa. In other words, Paul tells us. Cu alte cuvinte, Pavel ne spune that the gospel brings power. Ne spune că Evanghelia aduce putere. That power results in salvation. Acea putere duce la mântuire. The fruit of that salvation iar rodul acelui mântuiri is the manifestation of the righteousness of God. Este manifestarea neprihănirii lui Dumnezeu. This righteousness is revealed in those who have faith. Această neprihănire se descoperă celor care au credință. All right, now everyone today wants power. Toți își doresc putere astăzi. Some seek it by means of wealth. Unii o caută prin bogăție. Others through politics. Alții prin politică. Some through learning. Unii prin educație. Still others through the pleasures of this world. Alții prin plăcerile acestei lumi. But the object is the same. Dar ținta este aceeași. People want power. Oamenii își doresc putere. Now that's not a bad thing. Acesta nu este ceva rău. How about you? Would you like some more power in your life? Dumneavoastră nu v-ați dorit mai multă putere în viața dumneavoastră? Would you like to make up your mind to do something and actually do it? Nu v-ar plăcea să vă puteți hotărâ asupra unui lucru și chiar să-l duceți la îndeplinire? How many times do we make New Year's resolutions? De câte ori ne luăm hotărâri de an nou? I'm going to exercise every day. O să fac sport zilnic. I'm going to lose a little weight. O să mai pierd ceva din greutate. We make different resolutions. Ne luăm anumite hotărâri. But sometimes we lack the power to make it happen. Dar uneori ne lipsește puterea de a duce la îndeplinire acele hotărâri. The gospel brings power. Evanghelia dă putere. You see, God wants us to have power. Vedeți, Dumnezeu dorește să avem putere. But he wants us to get power in the right way. Dar dorește să avem putere în modul potrivit. And for the right reason. Și pentru motivele corecte. The power of God is for the purpose of the manifestation of his righteousness. Puterea lui Dumnezeu este dată pentru ca să se manifeste neprihănirea sa, dreptatea sa. In the book God's Amazing Grace, we read the following statement from Ellen White.
În cartea Harului Mitorul lui Dumnezeu, la pagina 104, citim următoarele. She writes, our condition through sin is unnatural. Ea spune, condiția noastră în păcat nu este naturală. And the power that restores us must be supernatural. Iar puterea care ne restaurează trebuie să fie supranaturală. And then she talks about the power of God as delivering us. Apoi ea vorbește de puterea lui Dumnezeu ca fiind mijlocul prin care suntem eliberați. In short, all of us need supernatural power. Cu alte cuvinte, toți avem nevoie de putere supranaturală. Because in our own strength we are weak. Pentru că suntem slabi dacă ne bazăm doar pe puterea noastră. We make promises and resolutions. Facem promisiuni, ne luăm hotărâri. But they ropes of sand unless we have the power of God to make it happen. Dar dacă nu avem puterea lui Dumnezeu, acestea sunt doar fumii de nisip care nu se realizează. So the question is, what is the nature of God's saving power? Care este natura acestei puteri salvatoare a lui Dumnezeu? Okay. This is where it gets exciting. Acum merită să ne lăsăm entuziasmați. Revelation chapter 14. Apocalipsa 14. I saw an angel flying in the midst of heaven having the everlasting gospel. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului având evanghelia veșnică. And this gospel must be preached every nation, kindred, tongue and people. Iar această evanghelie trebuie vestită oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui noroc. Saying with a loud voice, fear God, give glory to him, the hour of his judgment has come. El striga cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. And worship him that made the heavens and the earth. Și închinați-vă celui ce a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor. Notice here in this passage that the everlasting gospel is connected with the one who makes heaven and earth. Observați că predicarea cuvântului aici, transmiterea Evangheliei, este legată de calitatea de creator al lui Dumnezeu. The Apostle Paul has already told us that the everlasting gospel is also connected with power. Pavel deja a făcut legătura între Evanghelie și putere. Here we have an understanding of what that power is like. Aici avem o înțelegere a felului în care este această putere. The everlasting gospel power has something to do with creative power. Puterea aceasta a Evangheliei veșnice are, este, sau are o legătură cu puterea de creație a lui Dumnezeu. You see, the preaching of the gospel is presenting God as the creator. Vedeți, prezentarea Evangheliei îl prezintă pe Dumnezeu în calitatea lui de creator. It is calling men and women to worship God as the creator of all things. Cheamă pe oameni să-i se închine lui Dumnezeu în calitatea sa de creator al tuturor ființelor. And if the gospel is the power of God, iar dacă Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, and God's power is his creative power, iar puterea sa este puterea sa creatoare, then the power of the gospel is creative power. Puterea Evangheliei este o putere care creează. Notice how Paul puts it here. Observați cum prezintă Pavel aceasta. Romans chapter 1 verse 20. Romani 1:20. He says, for since the creation of the world, his, God's, invisible attributes are clearly seen. Being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd lămurite la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Now, who is Paul speaking about here in Romans 1? Despre cine vorbește Pavel aici în Romani 1? Is he talking about the Jew or is he talking about the Greek? Vorbește grecului, evreului sau grecului? Really, in the context, he's speaking not so much of the Jew, but he's talking of the Gentile. În context, dacă privim lucrurile aici, se adresează celui dintre neamuri. He says, everybody has a witness of God's power in the things that are made. El spune că toți au o mărturie a puterii lui Dumnezeu de creator atunci când te uiți la lucrurile făcute de El. And he refers to God's creative power as
eternal power. Și el se referă la această putere ca fiind o putere veșnică. So the power of God is seen in creation. Așadar, puterea lui Dumnezeu se vede în creație. The power of God then is his creative power. Puterea sa este puterea creatoare. And since the gospel is the power of God unto salvation, it follows that the gospel is the manifestation of the creative power of God for man's salvation. De vreme ce Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, aceasta implică faptul că Evanghelia este manifestarea puterii creatoare a lui Dumnezeu pentru salvarea omului. So to the man who is struggling with some sin, așadar, omul care se chinuie, se luptă cu un păcat. To the alcoholic who can't stop drinking. Alcoolicului care nu se poate opri din a bea. To the person who can't control his temper. Pentru omul care nu-și poate stăpâni cumpătul. We can give them good news. Le putem da tuturor acestora vești bune. We can tell them about the gospel. Le putem spune de Evanghelie. And we can tell them that the gospel contains power. Și le putem spune că Evanghelia conține putere. And that's not human power. Iar aceasta nu este puterea omenească. It's not human willpower. Nu e doar voință umană. But it is nothing less than the creative power of God manifest for righteousness. Nu este nimic altceva decât puterea creatoare a lui Dumnezeu manifestată pentru neprihănire. So it doesn't matter how weak we might be. Așadar, nu contează cât de slab ne-am găsit. When we take hold of the gospel of Christ, când apucăm Evanghelia lui Hristos, we are laying hold of the creative power of God. Apucăm puterea creatoare a lui Dumnezeu. Now, how powerful is God's creative power? Cât de puternică este puterea creatoare a lui Dumnezeu? Well, let's just use an illustration here. Să folosim doar o ilustrație. God made the sun. Dumnezeu a făcut soarele. The sun contains lots of power. Acesta are multă putere. Where did all the energy come from in the sun? De unde vine toată energia în soare? Can energy create itself? Se poate crea pe sine energia? Energy can be transferred. Energia se poate transfera. But it can't be created of nothing. Dar nu poate să provină din nimic. Energy must come from energy. Energia trebuie să provină din energie. So all the energy burning in the sun. Așadar, toată energia care arde în soare, all that power came from somewhere. Această putere provine de undeva. Where did it come from? De unde? God made it. Dumnezeu a creat-o. The power that we see in the sun, puterea pe care o vedem în soare, got its power, its energy, from God, the source of all energy. Își are sursa puterii în Dumnezeu, care este sursa oricărei puteri. Now, how much energy comes from the sun in one second? Câtă energie vine de la soare într-o secundă? They say there is about 400 trillion watts of power every second coming from the sun. Soarele degajă 400 de trilioane de trilioane de watts. Of course, all of this power, this energy, doesn't reach the earth. Dar nu ajunge la pământ această energie. But if we could harness all the energy of the sun in one second. Dar dacă am putea exploata doar energia degajată într-o secundă de către soare. That is enough energy to power everything electric on earth for 500,000 years. Electricitatea care s-ar obține ar ajunge pământului pentru 500 de mii de ani. And the sun produces that in one second. Iar soarele produce această energie într-o secundă. Where did that energy come from? De unde provine această energie? Came from God. A venit de la Dumnezeu. And our sun, iar soarele nostru, is very small in comparison to some of the other stars. E foarte mic în comparație cu alte stele. Think of all of the energy contained in the universe. Gândiți-vă la întreaga energie conținută de univers. Where did it come from? De unde vine? It came from God. A venit de la Dumnezeu. That's his creative power. Aceasta este puterea sa creatoare. Let me ask you, did God use up all of his creative power when he made the universe, or does he still have power?
Să vă întreb, și-a consumat, și-a epuizat Dumnezeu puterea sa creatoare atunci când a creat Universul? Sau mai are ceva? There is no limit to God's creative power. Nu există limite pentru puterea creatoare a lui Dumnezeu. So when we struggling to have power in our life, așadar când ne chinuim să obținem, să avem putere în viața noastră, and we feel like giving up and getting discouraged, și simțim că am capitulat și ne descurajăm, and we think to ourselves, no one can help me, not even God, și spunem, ah, nimeni nu mă poate ajuta, nici măcar Dumnezeu. God says to us, just look at the sun. Dumnezeu ne spune, tu uite-te puțin la soare. I have all power. Am toată puterea. I can give you creative power. Pot să-ți dau putere creatoare. You see, the gospel is good news of God's creative power. Evanghelia este o veste bună despre puterea creatoare a lui Dumnezeu. Now, what is the relationship between the creative power of God and Christ and Him crucified? Care este relația între puterea creatoare a lui Dumnezeu și Hristos, iar acesta crucificat? We know that the gospel is connected with the death and resurrection of Jesus. Știm că Evanghelia este legată de moartea și învierea lui Isus. In Romans chapter 8 verse 11. În Romani 8:11, it says, "But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies through His Spirit." Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Notice here that the Apostle Paul says the power that raised Jesus from the dead. Observați aici că Apostolul Pavel vorbește de cel care l-a înviat pe Iisus din morți. It's the same power that will give life or power to us. Este același care va locui în noi și ne va da putere. So to preach Christ and Him crucified is to set forth the creative power of God that raised Jesus from the dead. A predica așadar despre puterea creatoare a lui Dumnezeu este a predica despre puterea care l-a înviat pe Hristos. You see, whatever gospel does not make prominent the power that raised Jesus from the dead is not the full gospel. Vedeți, acea proclamare care nu prezintă această dimensiune a puterii lui Dumnezeu, puterii creatoare care l-a înviat pe Iisus din morți, nu este o prezentare întreagă a Evangheliei. You see, a gospel that says you forgive. Vedeți Evanghelia care zice ești iertat. But you're a sinner. Da, ești păcătos. You're just going to keep sinning and sinning till Jesus comes. Și o tot păcătuiești până când va veni Iisus. Is a gospel that lacks creative power. Este o Evanghelie care lipsește puterea creatoare. Not only does Jesus forgive us. Nu numai că suntem iertați de Iisus. But the power of the gospel can change us. Dar puterea Evangheliei ne schimbă. The gospel can recreate us into God's image. Evanghelia ne recrează după chipul lui Dumnezeu. That's good news, amen? Sunt vești bune, nu? Notice in Romans chapter 6, verse 4. Haideți să vedem în Romani 6, versetele 4 și 5. Therefore, if we are buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we should also walk in a newness of life. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Again, Paul is making the connection between the creative power of God and a power to live a righteous life. Din nou, Pavel face o legătură între puterea creatoare și puterea de a trăi o viață neprihănită, dreaptă cu Dumnezeu. What must we do in order to have the creative power of God working in our lives? Ce trebuie să facem pentru a avea această putere creatoare în viețile noastre? Paul again in Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please him. Pavel spune în Evrei și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. So Paul's practical application of the gospel is that it's the power of God to salvation, but in order to receive that power you must believe, you must have faith. Așadar, această credință oferă putere, dar pentru a obține trebuie să crezi. So all unrighteousness is sin. Așadar,
Toată nelegiuirea este păcat. Sin is the transgression of the law. Păcatul este fără de lege. The gospel then is God's remedy to sin. Iar Evanghelia este remediul lui Dumnezeu pentru păcat. Therefore the gospel must have power to produce righteousness in man. De aceea Evanghelia trebuie să aibă putere să creeze neprihănire dreptate în oameni. Now I don't want you to misunderstand me. Aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. Our salvation is not dependent upon our righteousness. Mântuirea noastră nu depinde de neprihănirea noastră. Even with the help of the Holy Spirit. Chiar și atunci când suntem asistați de Duhul Sfânt. There is only one righteousness that saves. Există o singură neprihănire care mântuiește. And that's the righteousness of Christ. Aceasta este neprihănirea lui Hristos. The only righteousness that saves is a perfect righteousness. Singura neprihănire care mântuiește este una perfectă. Even if we live a righteous life from now onwards, chiar dacă de acum încolo am trăit o viață neprihănită, our righteousness cannot save us. Neprihănirea noastră nu ne poate mântui. Because we have a history, a record of sin. Pentru că noi avem o istorie de păcat. The only righteousness that saves, singura neprihănire care mântuiește, is a perfect life from birth till death. Este o viață trăită complet neprihănită de la naștere la moarte. Jesus is the only one that has lived a perfect life from birth till death. Iisus este singurul care a trăit o viață neprihănită de la naștere până la moarte. His perfect life of righteousness, viața sa de neprihănire perfectă, is exchanged for our lives of unrighteousness. Ia locul vieții noastre de păcătoși. Our confidence is always in Christ's righteousness, not our own. Încrederea noastră este întotdeauna în neprihănirea sa și nu în neprihănirea noastră. But having said that, după ce am afirmat aceasta, Christ wants to take his righteousness that saves, Iisus vrea să ia neprihănirea sa care mântuiește, and he wants to put it within us, și vrea să o așeze în noi, so that we live a holy life. Și noi ca să trăim o viață sfântă. How can we experience victory today? Cum putem trăi victoria azi? Paul says it's by faith. Pavel spune prin credință. Revelation chapter 1:17. Apocalipsa 1:17. Revelation. The just shall live by faith. Romani, cerentare, cel neprihănit va trăi prin credință. Notice the statement. The knowledge of what the scripture means when urging upon us the necessity of cultivating faith is more essential than any other knowledge that can be found. Să citim din Review and Herald. Cunoașterea ceea ce înseamnă Scriptura atunci când ne încurajează la înțelegerea necesității cultivării credinței este mai esențială decât orice altă cunoaștere ce poate fi dobândită. Do you understand what she's saying here? Înțelegeți ce se spune aici? She says the most important thing that we can understand. Ea spune cel mai important lucru pe care îl putem înțelege is how to exercise faith. Este cum să ne exercităm credința. Because it's by faith that we have access to God's creative power. Pentru că prin credință avem acces la puterea creatoare a lui Dumnezeu. It's by faith that we can obtain his righteousness, both imputed and imparted. Prin credință avem acces la neprihănirea atribuită cât și împărtășită. All right, so what does it mean then to cultivate faith? Ce înseamnă deci să cultivi credința? In order to understand this, I want us to take a look in Matthew chapter 8. Pentru a înțelege lucrul acesta, să ne uităm puțin la Matei 8. In the interest of time, I'm going to summarize the story. I think we're all familiar with it. Pentru a fi scurt, voi rezuma istoria. In Matthew, we have the story of a centurion who came to Jesus. Găsim acolo un centurion. The man said, "My servant is lying at home sick." El spune Domnului că are un rob care zace bolnav. Jesus said, "I will come with him. I'll come with you and heal him." Iisus spune, "Voi veni cu tine și îl voi vindeca." The centurion answered and said, "Lord, I am not worthy that you come under my roof." Iar sutașul spune, "Domnule, nu sunt
vrednic să intri sub acoperișul meu. He said, just speak the word and my servant will be healed. Doar zi-o un cuvânt și robul meu se va vindeca. He said, I'm a man having authority. Sunt un om cu răspundere, spune el. I say to a servant, go, and he goes. Îi spun unui slujitor să se ducă și se duce. Verse 10 says, when Jesus heard of it. Iar versetul 10 spune, când Iisus a auzit aceste vorbe, says, he marveled. S-a mirat, a fost uimit. And Jesus said to those who were following him, iar Iisus spune celor care erau cu el, most assuredly I say unto you, I have not found so great a faith, no, not in Israel. Vă spun cu adevărat că nu am văzut în Israel o credință atât de mare. Now can you imagine the scene? Vă puteți imagina această scenă? The man is at Jesus' feet. Omul este la picioarele lui Iisus. Heal my servant. Vindecă-mi. Jesus says, I'll go with you. Iisus spune, voi merge cu tine. The man says, no, I'm not worthy. Omul zice, nu sunt vrednic. Just speak the word. Doar zi un cuvânt. My servant will be healed. Robul meu va fi vindecat. And when Jesus hears this, iar când Iisus aude aceste cuvinte, he turns to the crowd. Se întoarce la spre mulțime. He turns to his own disciples. Se întoarce la ucenicii săi. He said, I have not seen this kind of faith in Israel. Și el zice, n-am văzut acest gen de credință în Israel. In other words, Jesus is saying, this is faith. Cu alte cuvinte, Iisus spune, aceasta este credința. So, what did this man do? Cu alte cuvinte, ce a făcut omul acesta? In being able to exercise faith. Ca să fie capabil să exercite credința. First of all, we notice that the centurion wanted something done. Prima dată observăm că acest sutaș dorea un rezultat. And he said to Jesus, just speak the word. Și îi spune lui Iisus, doar zi un cuvânt. You see, he believed in the authority of the word of Christ. El a crezut în autoritatea cuvântului lui Hristos. The centurion depended upon the creative power of God's word to heal his servant. Sutașul a depins de puterea creatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Right, here we have a definition for what faith is. Iată definiția pentru credință. Faith is trusting that the word of God has creative power to accomplish whatever God says. Credința este încrederea în cuvântul lui Dumnezeu care are puterea creatoare de a duce la îndeplinire tot ceea ce spune Dumnezeu. Faith is believing. Credința înseamnă încredere. Whatever God says, că tot ce spune Dumnezeu, He will make it happen. Se va întâmpla. We see this illustrated in the storm on the Sea of Galilee. Vedem aceasta ilustrată în întâmplarea cu furtuna de pe Marea Galilei. Jesus got up and he said to the storm, "Peace be still." Iisus a ridicat și a spus, mării, taci, fii liniștită. Suddenly the wind stopped blowing. Și dintr-o dată vântul nu mai blow. The waves went calm. Valurile se potolesc. Now let me ask you, what would have happened if the apostle Peter got up in the boat? Cum ar fi fost să fie acolo Pavel, să ajungă și el? And he held onto the staff in the middle of the boat. Și Și Petru să se țină de catargul din mijloc. And Peter said, "Peace be still." Și Petru să zică, mari, taci, fi liniștită. Would the wind have listened to Peter? Ar fi ascultat vântul de Petru? Would the waves have listened to Peter? Ar fi ascultat valurile de Petru? If you say to the wind, "Stop blowing." Dacă spuneți voi vântului, oprește-te. Does the wind listen to you? Se oprește, ascultă vântul? If you say, "Stop raining," I don't want to be wet. Dacă spuneți ploi, să nu mai cadă, să nu vă mai aude. Does the rain listen to you? Vă ascultă ploaia? No. Nu? Of course not. Bineînțeles că nu. We can't control the weather. Noi nu putem controla vremea. But when Jesus speaks. Dar atunci când vorbește Iisus. That's a different story. Lucrurile stau altfel. Suddenly the wind listens. Dintr-o dată, vântul ascultă. The sea listens. Marea ascultă. Because the Creator is speaking. Pentru că vorbește Creatorul. So how does the creative word of God have power to accomplish what it says?
Cum are cuvântul lui Dumnezeu puterea de a împlini ceea ce spune, ceea ce afirmă? I'm going to have to pick up the pace here just a little bit. The answer is in Genesis 1. Să mă opresc puțin, răspunsul este în Geneza 1. Notice in the beginning when God created the earth. Observați la început când Dumnezeu a creat pământul. Verse 2 says, the Spirit of God hovered over the waters. Spiritul lui Dumnezeu plutea pe deasupra apelor. You see, God said, let there be light. Dumnezeu a spus atunci să fie lumină. And the minute God said it, the Holy Spirit made it so. Și în clipa în care Dumnezeu a spus asta, Duhul Sfânt a făcut lucrul acesta. The Holy Spirit always does what Jesus says. Duhul Sfânt întotdeauna face ceea ce spune Iisus. That's the power of the Word of God. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Whatever Jesus says, the Spirit makes it so. Orice spune Dumnezeu, Iisus realizează. So God wanted vegetation. He said, let it be so, let the plants grow, and the Spirit made it so. Dumnezeu a vrut să fie vegetație și Duhul a dus lucrul acesta la îndeplinire. So when Jesus in the boat said, wind be still, the Spirit made it so. Și când Iisus a spus pe mare, vântului să se oprească din barcă, atunci Duhul a făcut lucrul acesta. Whatever God says, the Spirit always does, no exceptions. Indiferent, cu orice ocazie Iisus vorbește, Duhul realizează acel lucru. Psalms tells us that by the word of the Lord, the heavens were made. Psalmii spun că cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului. He spoke and it was done. El a vorbit și ce a spus a luat ființă. Whatever Jesus says, the Spirit always does. Orice spune Iisus este dus la îndeplinire de către Duhul Sfânt. Now notice this verse, Numbers chapter 23 verse 19. Observați acest verset. Numeri 23 cu 19. The Bible says God is not a man that he should lie. Care Dumnezeu spune, Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Nor the son of man that he should repent. Nici un fiul omului ca să-i pară rău. He says, and will he not make it so? Ce a spus, oare nu va face? So why is it that God cannot lie? Cum adică Dumnezeu nu poate să mintă? Well, it's because, you know, he's moral. He doesn't lie. Pentru că este moral. El nu minte. There's another reason. Și mai un motiv. Because whatever God says always happens. Pentru că ceea ce spune Dumnezeu că se întâmplă, se întâmplă. Let me see if I can illustrate it this way. Să vedem dacă pot să ilustrez. Now if I say that this is white, dacă eu vă zic că asta e alb, does it make it white? Înseamnă că obiectul acela e alb? Sau if I really believe that it's white, is it white? Dacă cred cu tărie că e alb, devine alb? No, because my word does not have power to make something that's black white. Nu, pentru că cuvântul meu nu are puterea de a face ceva alb din ceva negru. But if Jesus says this is white, dar dacă Iisus spune acest lucru este alb, guess what happens? Ghici ce se întâmplă? It becomes white. Devine alb. That's why it's impossible for God to lie. De aceea Dumnezeu nu poate minți. Whatever God says, it always becomes so. Pentru că toate afirmațiile lui Dumnezeu devin adevărate. Ele se împlinesc. That's the creative power of God. Aceasta este puterea creatoare a lui Dumnezeu. Faith is simply taking God at His word. Credința nu este altceva decât a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Now this is where it gets incredible. Aici lucrurile devin incredibile. God says, Dumnezeu spune, though your sins be as scarlet, fie păcatele voastre stacojii, they shall be as white as snow. Se vor face albe ca zăpadă. If God says it, dacă Dumnezeu afirmă, the Spirit makes it so. Atunci Duhul realizează acest lucru. So irrespective of how we might feel, așa că indiferent de cum ne simțim, faith is simply taking God at His word. Credința îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. It is saying, yes Lord, I believe. Cu alte cuvinte, da, Doamne, cred. I believe because you said it, you will bring it about. Cred că dacă ai spus-o, o vei și duce la îndeplinire.
God said, I will give you a new heart. Dumnezeu spune, îmi voi da o inimă nouă. I will put a new spirit within you. O să pun în voi un duh nou. I'll take out your heart of stone and give you a heart of flesh. Voi scoate inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. If we can but believe the word of Christ. Dacă am putea crede cuvântul lui Hristos. The Holy Spirit makes it so. Duhul Sfânt ar face lucrul acesta o realitate. Let me ask you, is that good news? Sunt acestea vești bune? Is that news that brings joy? Sunt vești care aduc bucurie. Do you think there's people out there in the world that need to hear good news? Credeți că există oameni care au nevoie în lume să afle aceste vești bune? That the power of God can change lives and hearts. Că puterea lui Dumnezeu poate să schimbe vieți și inimi. That's good news. Acestea sunt vești bune. That's the gospel. Aceasta este Evanghelia. The power of the gospel. Este puterea Evangheliei. It needs to go to all the world. Trebuie să ajungă în toată lumea. Giving people hope. Ca să dea speranță oamenilor. Their hope does not lie in their own strength. Speranța nu stă în puterea lor. But our hope is in the Creator. Ci speranța noastră este în Creator. And whatever He says, it will always be. Și ceea ce spune El întotdeauna va lua ființă. Amen. Amen. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Dear Father in heaven, we thank you for the wonderful privilege. Părinte drag din ceruri, îți mulțumim pentru acest minunat privilegiu. Of having a knowledge of the gospel. De a avea cunoștința Evangheliei. Not only forgiveness. Nu doar iertare. But the promise of power. Ci promisiunea puterii. The promise of a new heart. Promisiunea unei inimi noi. A new spirit. Unui duh nou. Father, we ask. Părinte, îți cerem. That you would increase our faith. Ca să mărești credința noastră. That we would simply believe. Să credem pur și simplu. That we'd hold on to you with all of our might. Că dacă ne ținem de tine cu toată puterea noastră. For what you have said, you are able to do. Pentru că ceea ce spui, aceea poți și face. And then, Lord, give us power to share this good news with others. Și Doamne, te rugăm, dă-ne puterea să împărtășim aceste vești bune cu alții. So that we can bring great tidings of joy. Ca să putem oferi altora vești bune de bucurie. For we ask this all in Jesus' name. Acestea le cerem în numele lui Isus. Amen. Amen. Thank you so much for joining us here this afternoon. I know it's been a long day. Vă mulțumesc că ați fost cu noi în această după-amiază. Știu că a fost o zi lungă. We had one extra presentation today that we won't be having for the next 2 days. O să amânăm o prezentare care va trebui să aibă loc astăzi pentru următoarele 2 zile. So hopefully it won't be as intense as it was today. Așa că sperăm să nu fie atât de intens cât a fost azi.